Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a podcastului Cărți Deschise pentru Minți Deschise și ne bucurăm foarte mult că sunteți din nou alături de noi. Astăzi o invitată specială, aș spune, este vorba despre doamna profesor universitar dr. Mihaela Minulescu, psihoterapeut, psihanalist iungian, analist formator, profesor la SNSPA, membru IAAP și vom vorbi, bineînțeles, dacă este dânsa alături de noi, vom vorbi despre Jung, pornind discuția noastră pe marginea cărții Harta Sufletului, moștenirea lui Jung de Murray Stein, o carte publicată în colecția Jungiana a editurii Herald, o noutate editorială și o carte, aș spune eu, mult așteptată. Așadar, vom povesti despre Carl Gustav Jung și aș începe discuția noastră întrebându-o pe doamna profesor Mihaela Minulescu, de ce îl consideră Stein pe Jung un soi de pionier al psihologiei abisale și, așa cum frumos o spune într-un citat, îl compară cu un fel de Cristofor Columb al lumii noastre interioare? Încep prin a spune că Murray Stein este un analist extraordinar și foarte, foarte profund. Este probabil unul dintre moștenitorii lui Jung, cel mai avizat din punct de vedere al studiilor, al modului cum lucrează, a modului în care îl înțelege pe Jung în profunzime. Pentru că Jung nu este ușor de înțeles. Operele lui complete ocupă o bibliotecă. Și cartea aceasta, Map of the Soul, această hartă a sufletului, e o metaforă, desigur, titlul, încearcă o introducere în psihologia jungiană, dar nu este o simplă introducere, hai să spunem, la nivel academic, în care lucrurile sunt explicate, A înseamnă A și cu B, înseamnă C și așa mai departe. E mult mai profundă, tocmai datorită experienței lui de analist. Și modul cum îl înțelege și explică pe Jung și scrierile lui și această întreprindere, explorare extraordinară a exploratorului, cum îl numește Murray Stein pe Jung, este splendid. Murray Stein a scris mai multe cărți, iar aceasta este una dintre cele mai paradoxal, pe de o parte introductive, pe de altă parte ample și ușor de înțeles de publicul larg, nu numai de specialiști. Și de ce îl consideră Cristofor Columb? Pentru că pe această mare necunoscută, cum o numește și Jung și Murray Stein, care este psihic-uman, el s-a aventurat primul în profunzime, în structura mării, nu la suprafața mării, în structura adâncă a mării, de unde provine psihicul. Pentru că, în ultimă instanță, tot ceea ce știm, fie ca date științifice, deci bazate pe statistică și pe explorarea materiei, fie ca date metafizice, dacă doriți, și trăiri excepționale la nivel psihic, le facem prin psihic. Psihicul este aparatul nostru, pe de o parte subiectiv, pe de o parte ne dorim să fie obiectiv prin care să înțelegem de fapt lumea și realitatea. Oriceea ce a făcut Jung și a făcut la mijlocul vieții lui, la 37 de ani, a început această analiză profundă care s-a soldat ulterior cu rescrierea hărții sufletului. Dar, repet, o hartă în adâncime, o hartă structurală, nu o hartă lineară, bidimensională a psihicului. Deci nu la suprafață, nu numai conștiința și psihicului conștient, nu numai psihicul individual care este explorat, ci dincolo de psihicul individual, ceea ce ne conectează cu realitatea unitară. În textul lui Jung, cu lumea unitară, cu unus mundus. Deci este un Cristofor Columb, pentru că pornește pe ape total necunoscute
și nu se aventurează numai la suprafață, pe valuri, nu? Pe nevroze, merge în adâncime, de unde provin, care sunt rădăcinele binelui și răului în trăirile noastre subiective. Probabil că nu degeaba este acest termen de psihologie abisală, dacă facem această comparație tot metaforică cu o mare, cu un ocean pătrunzând de fapt în adâncurile sale. Și într-adevăr putem vorbi despre faptul că Carl Gustav Jung chiar a realizat o hartă a sufletului. Jung a introdus câteva concepte importante, teoria sa, și care apar și în această carte a lui Stein, Harta Sufletului, cum ar fi inconștientul colectiv, de asemenea conștiența și multe, multe alte lucruri. Unul dintre ele fiind cel de arhetip, care este, aș spune eu, emblematic pentru teoria lui Jung. De ce este acest concept atât de important? Este deosebit de important pentru că, paradoxal, el se întâlnește foarte bine cu fizica cuantică, adică cu rezultatele cele mai importante pe care oamenii de știință, nu, cei care lucrează cu materia, le-au adus la suprafață, existența unei lumi cuantice. Ori arhetipurile sunt, în ultimă instanță, le și denumește Jung așa, le-a descoperit, în primul rând, lucrând fenomenologic, adică lucrând pe fenomen și dându-se seama, lucrând cu pacienții și cu el însuși, dându-se seama de existența la baza formării psihicului nostru, unei matrici formative, nu? Care conduce pe anumite căi structurarea psihicului individual. Ulterior, când începe să lucreze cu Pauli și începe să lucreze în tandem cu fizica cuantică, cu descoperirile din anii 20, 30, 35 ale fizicii cuantice, revizuiește cumva definirea arhetipului doar din perspectivă fenomenologică și îl denumește din perspectivă cuantică ca fiind exact formator din această multiplă lume a tuturor posibilităților, prin care se definește cumva acest nivel foarte profund al realității. Posibilitățile pe care le poate lua un sens, de exemplu, structurarea noastră în legătură cu lumea, când venim pe lume, este capacitatea noastră de a relaționa cu realitatea. Capacitatea asta este condusă tot arhetipal prin activarea în profunzime a ceea ce am putea numi arhetipul matern. Și atunci pruncul are capacitatea de a vedea și de a relaționa cu un obiect al existenței realității, cu mama. E o primă punte prin care relaționează. Și astfel de tendințe formative pentru psihicul uman, în afară de arhetipul matern, există arhetipul normal al celuilalt părinte, al tandemului, arhetipul patern, există arhetipul care conduce încet, încet la nivelul formării conștiinței și a eu-ului. Scuze că v-am întrerupt. Cui se adresează această carte și de ce ați recomanda-o? O, aș recomanda-o din tot sufletul. Nu numai specialiștilor, nu numai psihoterapeuților. Pentru a înțelege, v-am spus, e ușor de înțeles, dar e foarte profundă. E paradoxal ce spun. E ușor de înțeles, dar e foarte profundă. Limbajul e accesibil, dar tipul de explicație pe care îl oferă Murray Stein este foarte accesibil. Și accesibil, repet, nu numai psihoterapeuților și celor care lucrează cu omul, consilierilor și așa mai departe, ci și publicului larg. De ce? Pentru că în ultimă instanță este o psihologie a sensului existenței umane. De ce trăim? Și poate că ar fi important, din viziunea lui Jung, ca fiecare dintre noi, nu trebuie să fim psihologi, medici, asistenți sociali și așa mai departe, să înțelegem sensul existenței noastre în această lume. De ce existăm în lumea aceasta?
sensul individual a existenței noastre. Și cartea e o invitație spre înțelegerea profunzimii vieții psihice, nu? Dar este o înțelegere, trimite încet, încet și spre această deschidere. Spre ce? Spre interiorul ființei noastre. Vedeți, noi suntem atrași tot timpul de exterior. Exteriorul ne cheamă. Sunt exteriorul parental cu regulile parentale, exteriorul școlar, exteriorul existențial, trebuie să ne căsătorim, să avem o profesie, să răspundem la niște standarde și așa mai departe. Și la un moment dat, pe la mijlocul vieții, apropo de mijlocul vieții și excursia interioară a lui Jung, pe marile tulburi ale propriului psihic, în oceanul acela, pe la mijlocul vieții, totul cumva devine prea fluid. Pentru că ai făcut de toate. Ai familie cu probleme, ai copii cu probleme, cu probleme respective și așa mai departe. Dar de ce trăiesc? Ai bifat totul și la un moment dat vine acea întrebare existențială. Bun. Și asta a fost totul? Apropo de condiționările, de condiționările exterioare. Și atunci, în mod... și atunci, în mod firesc, te îndrepți către propria ta ființă, către interioritate și cauți întrebările în interior. Și în acest moment, de fapt, te conectezi cu ceea ce m-ați întrebat mai înainte, cu sensul arhetipal al existenței. Cumva, Jung aduce în prim plan, la nivelul arhetipurilor, acest imago dei, imagine a creatorului, ca să scoatem orice fel de religie din, sau Dumnezeu din orice fel de religie, imagine a sensului fundamental al existenței Universului. De asta apropierea cu fizica cuantică este e clară și e acasă. Fiecare de ce dintre... se creează? De ce avem în noi creație? Fiecare dintre capitolele acestei cărți, Harta Sufletului Moștenirea lui Jung, se concentrează pe un subiect, pe o temă a teoriei sale, a teoriei lui Jung. Și aș enumera conștiință, eu, libertate personală, complexele, teoria libidoului, arhetipurile, inconștientul colectiv, persona, umbra, animus, anima, sinele, individuarea, sincronicitatea, pe care cu siguranță le știți foarte bine. Cu una dintre aceste teme ați rezonat mai mult? V-a plăcut mai mult? Propria mea explorare a început cu întrebările privind ce nu-mi doresc să știu despre mine, ce refulez, ce este în umbră, în umbra mea personală. Și încet, încet am ajuns să mă confrunt și să văd că este uman și omenesc dacă în conștiință reușesc să lucrez cu problematica respectivă. Și atunci am ajuns în ultima instanță, da, la imago dei. Adică am rezonat profund și puternic cu această forță a creației care se află în profunzimile fiecăruia dintre noi. Chiar dacă nu suntem, nu avem o școală, un doctorat și așa mai departe, gândiți-vă la creatorii baladelor populare. Sunt creatori, ei n-au făcut niciun fel de universitate și așa mai departe, dar au creat ceva care, în ascultând, te atinge în profunzimea ființei tale, nu? E această forță a creației, de fapt, e elementul pe care, la care am vibrat cel mai puternic, de fapt, dincolo de umbră și de rezolvările personale, cu mama personală, cu tată personal și așa mai departe. Aș dori să comentăm puțin următorul citat al lui Murray Stein. Călătoria originală a lui Jung a fost chiar înfricoșătoare. Realmente nu avea idee dacă va găsi o comoară sau dacă va cădea în gol, de la marginea lumii în spațiul cosmic. Inconștientul chiar era o mare a misterelor când a pornit el pentru prima dată în necunoscut. Însă era tânăr și curajos și era hotărât să descopere lucruri noi, așa că dus a fost. Așa că dus a fost, dar s-a întors. Și s-a întors cu bogății pentru noi toți. Pentru că, cumva, în pandant, la bătrânețe, în celebrul lui interviu, vorbesc acum de Jung, când avea deja 80 de ani,
și a venit un reporter de la BBC care i-a făcut acest interviu cu câțiva ani înainte de a ieși din viață, cel puțin din viața aceasta tridimensională, glumesc. Jung și spune că, de fapt, marea problemă a omenirii este psihicul uman și cât de puțin oamenii își cunosc această profunzime interioară și cât de mult această necunoaștere te face să fii orb în propria ta viață, să nu înțelegi uneori de ce ești prins de patimă, de emoționalitate și faci rău fără să-ți dai seama și după aceea regreți. Deci această primejdie interioară care vine din interior ține nu de interior în sine, ci ține de ceea ce nu putem să, pentru că nu cunoaștem psihicul uman și nu ne întoarcem către noi înșine, nu ne putem confrunta conștient cu, nu ne putem lărgi conștiința, nu ne putem flexibiliza conștiința și suntem tot mai mult acaparați de reguli, de o înstime a conștientizării noastre, care ne face să nu înțelegem nimic, de fapt, din realitatea splendidă a vieții, care ne aduce bucuria creației și nu a agresivității, a răului, a punerii în scenă, a dezastrelor pe care omenirea de mii de ani le-a tot pus în joc, aceste forme ale răului, ale crimei. Și dacă nu cunoaștem, spunea Jung la 60 de ani, dacă nu ne cunoaștem pe noi înșine și ne confruntăm cu ceea ce e în noi, cu ce s-a strâns transgenerațional în noi, devenim noi înșine purtători ai răului. Dar dacă ne eliberăm prin autocunoaștere, atunci deschidem, hai să zicem, porțile unei alte viziuni asupra vieții și asupra relaționării între noi, oamenii. La ce se referă integrarea în psihologia junghiană și cum favorizează ea sănătatea mentală? Integrarea înseamnă pur și simplu capacitatea ca structura conștiinței noastre să poată integra, să poată să-și asume, să se poată confrunta cu o multitudine de probleme, astfel încât imaginea de sine să fie mult mai largă, mult mai deschisă și mult mai așezată în realitate. Apropo de ce spuneam înainte, să știi ce faci când faci, să nu faci fără tine, fără conștiința ceea ce faci. Și integrarea asta înseamnă să-ți cunoști, de fapt, apropo de umbră, aspectele care subiectiv te pot lua în primire, lua în balon, și nu-ți dai seama, de fapt, ce spui, ce faci, ce pui în joc, pentru că conștiința ta este prea restrictivă, prea rigidă. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre Carl Gustav Jung, despre harta sufletului, moștenirea lui Jung, fără să exagerez. Titlul este foarte elocvent, într-adevăr Jung ne-a lăsat o mare și frumoasă moștenire. O carte scrisă de Murray Stein, publicată în colecția Jungiana a editurii Herald și a fost alături de noi doamna profesor universitar dr. Mihaela Minulescu, psihoterapeut, psihanalist jungian, analist formator, profesor la SNSPA și membru IAAP. Îi mulțumim din suflet, de altfel vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi și în cadrul acestei discuții, acestui dialog material. Vă invităm să ne urmăriți în continuare pe canalul de YouTube al editurii Herald, dar bineînțeles și pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald. Încă o dată, mulțumiri doamnei Mihaela Minulescu. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!